Bine ați revenit alături de noi, dragi telespectatori. În aceste momente, președintele Franței transmite mesajul direct către națiune. De altfel, mesajul reflectat și în România. Am urmărit cu atenție ce se întâmplă acolo și avem cu siguranță o Franță care încearcă să se impună din nou pe arena internațională. O Franță care încearcă să rămână un motor singur în virtutea mergerii mai departe a Uniunii Europene. Avem o schimbare de putere în Germania în aceste momente și Franța a încercat să valorifice. E posibil oare pe fondul crizei naționale ca Franța să se reimpună ca și putere europeană demnă de respect? O poziție pe care Franța a revindicat-o pe parcursul timpului și nu de fiecare dată pașnic. Da, doar că în general nu te impui doar prin măsuri făcute de dragul de imagine. Napoleon n-a mers cu ziarele la Moscova sau cu articole de PR plătite. E un comentariu poate neadecvat, dar asta este un pic adevărul. Franța s-a confruntat cu o serie de reforme, în sensul că au fost probleme pe partea de competitivitate economică și încă are probleme. Și este asaltată din diferite direcții. Pe zona de transport feroviar a fost în primăvară scandalul și toate manifestațiile referitoare la intrarea unor operatori privați germani pe piața franceză. Sindicatele, dar nu numai, și managementul din companiei naționale franceze s-au opus foarte mult atunci. Deși ei stau anumite probleme. Francezii au acest cult al propriilor mărci. Știm că Franța investește enorm de mult ca și stat în companii, oarecum cu un capital și de stat, dar și privat. Și este destul de protecționistă. Da, s-a impus inclusiv strategic în blocarea unor achiziții din partea altor actori, chiar privați, dar care aveau legătură, de exemplu, cu guvernul Chinei. A fost cazul unui port. Și mai un lucru, este un stat unitar, foarte centralizat. Putem compara un pic cu România din punctul acesta de vedere, ca model, pentru că România s-a inspirat de acolo în privința modului de construcție a statului. Și sunt anumite probleme care afectează competitivitatea economică. Macron a venit, când a fost ales președinte, inclusiv pe o platformă care a zis prin care dorea să dezvolte partea de startup-uri, partea de dinamică economică modernă. A declanșat câteva măsuri pe această cale, însă a uitat sau nu a reușit să promoveze o serie de măsuri prin care să atragă sprijin inclusiv pe partea populară. Nu a reușit să-și asume o serie de proiecte și vedem ce s-a întâmplat acum. A fost problema cu taxa pe carburanți, o supraacciză. Care a și fost anulată, de altfel, la care s-a renunțat, dar destul de tardiv, în condițiile în care protestele au continuat chiar după anularea taxei. Și vedem în ultima perioadă o foarte amplă acuză adresată Federației Ruse pentru manipularea prin știri și intervenție cibernetică la nivel de Franța în vederea protestelor. Ce surpriză! Nu ar fi prima dată. Au fost aceste cazuri, inclusiv în alegerile prezidențiale din Franța. Și nu este nici greu să facă acest lucru, pentru că Facebook este o rețea deschisă. De ce ar vrea Rusia să facă aceste mișcări? Principal, este o metodă de a influența preferințele politice, dinamica internă, implicarea unor puteri străine în afacerile interne ale unui stat nu este ceva nou. E o pasiune pe care Rusia a moștenit-o cu mult, dar și cu foarte multă presosință de la defuncta Uniunea Sovietică. Și este un președinte francez care, deși s-a întâlnit de câteva ori cu Vladimir Putin, este destul de distanțat față de predecesorii săi. Este un pic naționalist. Poate chiar un pic mai mult naționalist, este descriere că vedem tot acest discurs pro-european și așa mai departe. Dar în realitate Macron își dorește să fie mai degrabă o Europa puternică în care Franța să fie la conducerea Europei. Ceea ce denotă un oarecare naționalism și protecționism.
Ceea ce e paradoxal, fiindcă multe publicații îl acuză ca fiind drept globalist. Și atunci... Discursul este globalist, dar inclusiv China. Ne amintim, de exemplu, acum în 2017, în ianuarie, la Davos, discursul pe care l-a avut președintele Chinei a fost unul spre multilateralism, liberalizare și așa mai departe. Nu facem o comparație cu Franța. China cu Franța nu facem desigur comparație, dar diferența dintre discurs și fapte este destul de mare. Și trebuie amintită de fiecare dată și trebuie să ne uităm și ceea ce se întâmplă, nu numai ce auzim sau ce citim. Revenind la problemele Franței actuale, a existat acest dezavantaj în privința menținerii competitivității economice. Franța nu este motorul economic al Europei. Știm foarte bine că este Germania. Și se confruntă de altfel cu o criză economică și prin politicile nu totdeauna sustenabile pe care le are în virtutea menținerii brandurilor naționale, inclusiv la nivel de automobile, dar și telefonie mobilă, a dat de multe ori greș, a investit bani enormi în proiecte nesustenabile. Da, și mă rog, nu pot contrazice acest lucru, desigur, dar totodată s-a văzut și o dimensiune mai puțin plăcută a politicilor franceze, anume că au uitat de partea socială. Ceea ce s-a întâmplat acum în Franța cu vestele galbene este o expresie care, indiferent de, să zicem, propaganda care a fost făcută de, să zicem, puteri străine, ceea ce s-a petrecut acolo a fost inclusiv nemulțumire generalizată față de o serie de măsuri care afectau cel mai mult pe plan social. Pentru că în momentul în care cer mobilitate de la oameni să se deplaseze, de exemplu, pentru un loc de muncă la 80 de kilometri, ca măsuri promovate și în același timp te trezești că se scumpește carburantul și, de fapt, plinul pe care îl faci este mult mai scump față decât a fost planificat și că, de fapt, tu te deplasezi să muncești acolo, dar, în realitate, avantajele nu sunt ca și cum ai rămâne în localitatea de domiciliu sau... Apar o serie de probleme și s-au văzut, a fost o poziție pe acest lucru, taxa respectivă a fost eliminată. Mai este o poziție inclusiv față de o serie de măsuri în planul legislației muncii, care își propun să liberalizeze foarte mult acest domeniu și practic să ofere mai puțină protecție socială angajatului francez și numai angajatului și micului antreprinzător. Pentru că, dincolo de sprijinul pe care l-au oferit pentru mari companii sau pentru startup-uri, companiile mici și mijlocii, în general, sunt cele care suferă cel mai mult. Pentru că în momentul în care ai o companie care, să zicem, faci anumite, să zicem, transporturi de colete între localități sau, de exemplu, montezi diferite aparaturi și așa mai departe, nu ai o companie mare care să facă acest lucru. În general, sunt IMM-uri care se ocupă de aceste aspecte și care, până la urmă, ele sunt afectate de aceste măsuri. Se va reflecta la nivelul întregii Uniunii Europene criza din Franța, inclusiv la nivel de mișcări de stradă, fiindcă am văzut deja și în Belgia o mișcare similară, am văzut idei neconcretizate până în acest moment în România și nu știu dacă va prinde România ideea, cu toate că suntem niște importatori foarte fideli de practici franceze, atât pozitive cât și negative. Macron avea un plan bine structurat pentru Uniunea Europeană și încerca să valorifice tranziția de putere din Germania în favoarea Franței. Va afecta oare Uniunea Europeană criza din Franța și va afecta politicile pe care le vom vedea la nivel de Uniune în viitorul apropiat? Popularitatea lui Macron și potențialul acestuia va scădea. Față de uralele cu care a ajuns președintele Franței și ceea ce se întâmplă acum pe plan social, arată că au existat anumite deficiențe, să zicem, în implementarea politicilor respectiv și chiar în promovarea lor. Deja se vor uita liderii celorlalte state din Uniunea Europeană un pic cu scepticism. De exemplu, ok, bun, propui măsuri pentru Europa, dar în același timp, pe Champs-Élysées, sunt mașini în flăcări și lumea este împotriva ta. Cum spunea, popularitatea lui Macron a scăzut la 23% pe plan domestic. Sunt puțini lideri europeni pe plan domestic care au 23% grad de încredere.
Inclusiv Merkel are mai mult în Germania. Sau succesoarea sa, mă rog, încă nu știm cât va avea. Am văzut acum că în seara s-au anunțat câteva măsuri. Mă rog, una inclusiv mărirea... Socială, de altfel? Socială, de altfel. Mărirea salariului minim cu 100 de euro, din câte am văzut. Rămâne de văzut ce impact va avea, pentru că nu, lumea protestează pe plan social și așa mai departe. Dar mai este un lucru. Protestează și asupra modului în care își asuma guvernarea. Se discută despre el ca un Jupiter al... o guvernare jupiteriană și așa mai departe, al lui Macron. Și lumea discutam cu o serie de persoane care locuiesc în Franța și nu prea sunt mulțumite de acest mod arogant de a conduce. E drept că el a fost ales și pe o platformă care nu a fost, să zicem, populistă în sensul de aproape de omul de rând, să zicem așa. Dar în același timp s-a distanțat din ce în ce mai mult și susține măsurile și susține anumite măsuri. Dar încă un lucru pe care vreau să le evidențiez. Vă rog. Macron, criza aceasta a apărut, dar nu din senin. A pierdut o serie de miniștri cheie înainte de asta. Deci a pierdut în vară ministrul pentru ecologie și, mă rog, transformare ecologică, un fel de ministru al mediului. Provenea dintr-un alt partid, din partidului său, și era destul de bine cotat. Și-a dat demisia direct la radio, nu la TV, direct la radio, și omul era destul de bine văzut. A mai pierdut și alți miniștri, veneți mai degrabă din... să zicem, sistemul administrativ francez. Și acest lucru i-a scăzut din popularitate. Cum se face că te trezești în câteva luni cu vreo 5-6 miniștri cheie, populari, pe care îi cunoști, care pleacă de lângă tine. Fiecare cu motivele sale. Adăugăm și factorii aceștia și ceea ce s-a întâmplat și situația actuală o vedem, în care un Macron care are probleme. Dar va afecta oare politicile Uniunii Europene, criza din Franța? Vom vedea redecizionări ale Uniunii? Vom vedea în sezonul în care vor avea loc campanii electorale în viitor apropiat. Și uneori au început, în care partidele politice coalizate la nivel european vor trebui să propună anumite programe politice. Viitoarea Comisie Europeană va fi probabil una politică, în care va conta rezultatul alegerilor europarlamentare. În ce măsură acest lucru va conta depinde de decizia fiecărui partid. Pentru că pot promova o serie de măsuri care să vină tocmai ca efect al criselor actuale. Am văzut că ceea ce s-a întâmplat în Franța nu a fost numai acolo. S-a extins în Belgia, în Bruxelles. Au fost câteva sute de arestări în Bruxelles, acum câteva zile. Au fost câteva mici proteste în Germania. Însă nu cred că se vor extinde mai mult, dintr-un motiv simplu. Franța are și, în general, și Belgia și chiar și Germania au o cultură a protestului aparte. Inclusiv cu foarte multe elemente vizuale și foarte bun PR pentru proteste. Mașinării propagandistice oarecum în ideea bună acum, dacă putem spune așa. Ați vorbit prima de vreme de alegerile europarlamentare și mai avem 5 luni până în mai 2019. Alegerile europarlamentare care vor veni după cel mai probabil un exercițiu al Brexit-ului, cu toate că am avut astăzi mișcări interesante ale Uniunii Europene în ceea ce vizează Brexit-ul și care vor veni să creioneze noul exercițiu financiar al Uniunii Europene, care este extrem de important. Cât de importante sunt alegerile din mai 2019 pentru Parlamentul European și dacă credeți că actuala majoritate va pierde din ceea ce deține acum în Parlament? Este foarte posibil să fie o scădere a cotei pe care o au în acest moment cele două mari formațiuni europene. Acum, ca număr de europarlamentari și cotă în Parlamentul European,
Sunt, pe primul loc sunt popularii europeni, pe locul al doilea, inițial după alegerile din 2004, au fost socialiști și democrații europeni. Între timp au mai crescut cei de la pe partea de conservatori și reformiști, care sunt undeva mai la, să zicem, aparte, nu toți sunt partea de dreapta. Unii sunt chiar persoana reformistă mai liberală. Pe urmă am mai crescut și grupare a liberalilor europeni. Ideea principală pe care vreau să o spun este că în acest moment Uniunea Europeană a beneficiat de o coalizare de câteva decenii în care popularii și socialdemocrații, cu sprijinul liberalilor, liberalii europeni, care sunt un pic mai aparte față de liberalii din România, merită precizat acest lucru, au avut o cotă importantă și au putut să ducă Uniunea Europeană într-o singură direcție, într-o direcție unitară. Următoarele alegeri au foarte mari șanse, dacă nu apar surprize și bune și rele, să genereze un Parlament European mai fragmentat, în care să avem pe sondajele actuale, pe primul loc sunt tot popularii urmați de socialdemocrați, conservatorii și reformiști vor pierde o serie de mandate, având în vedere ieșirea Marii Britanii, dar nu vor mai avea majoritate împreună. Ar duce asta la instabilitate în Uniunea Europeană? Poate duce la instabilitate în funcție de ce coaliții se formează, pentru că ne așteptăm să existe mai multe solicitări, mai multe direcții de politici publice. Să ne gândim la faptul, de exemplu, că popularii, principalul lider al lor acestora a fost în realitate Angela Merkel. Angela Merkel, care a fost destul de apropiată cu zona de mesaje promovate, de exemplu, de partea de socialdemocrați. S-au împăcat destul de bine și au avut o direcție unitară. Acum vor avea poziții mai divergente și contează, pentru că în momentul în care vor avea doar 40%, le va fi mult mai greu să adopte legislația europeană, să asigure poziții comune europene, ceea ce până la urmă se va vedea asupra modului în care funcționează Uniunea Europeană. Va funcționa probabil mai încet. Vor exista mai multe posibilități asupra schimbărilor de, să spunem, schimbărilor politice, de coaliții, răzgândiri, împărțiri la locurilor importante, schimbări de politică, de priorități. Din păcate, de foarte multe ori, jocurile politice la nivel de Uniunea Europeană și rolul pe care îl joacă Parlamentul European este foarte prost înțeles în România. Nu cred că avem în acest moment nici pe aproape de 50% din populația României care știe exact care sunt obiectivele Parlamentului European, cu ce se ocupă Parlamentul European, cu ce se ocupă Comisia Europeană, cu ce se ocupă Consiliul Uniunii Europene, că tot vorbim de el, poate acum că îl vom prelua, vor auzi și românii. Și implicit avem o prezență la alegerile europarlamentare foarte mică, mai mică decât la alegerile locale chiar. De ce acest dezinteres din partea României? Că până la urmă suntem membri ai Uniunii Europene de 11 ani deja și avem un rol destul de important în Uniunea. De ce se întâmplă acest lucru? Și nu este numai în România. Este chiar la nivel european, cu excepția statelor în care votul este obligatoriu, prezența la alegerile europarlamentare este foarte scăzută. În România am văzut că a fost în jur de 30%. 30% care ne așteptam să crească la europarlamentare, de asta pare că scade la celelalte alegeri la nivel național. Sunt mai multe diferențe. Unul, pentru că este departe. Parlamentul European este departe de cetățean. Asta cât de lumesc. Argument cât de lumesc. Exact. În al doilea rând, nu prea știm care sunt efectele Parlamentului European și ce face Parlamentul European pentru Dar noi. Dar oricine are acces la un telefon mobil, are acces și la site-ul Parlamentului European, are acces la ceea ce se întâmplă în Parlamentul European, are acces la... Până la urmă, Parlamentul European are o deschidere destul de bună și o comunicare destul de, nu foarte eficientă din punctul meu de vedere, dar e destul de vizibil ca și instituție și este foarte transparent. Da, de acord. Limbajul este un pic, de lemn, e foarte bine descris, dar mai sunt și alte elemente.
Parlamentul European mai are și o problemă ce ține de rolul lui în politica domestică. În momentul în care mergem la vot pentru alegerile parlamentare, se întâmplă câteva lucruri interesante. Temele pe care le discutăm, cu mici excepții, sunt de politică internă. Candidații, de obicei, cel puțin pe partea de cap de listă, sunt politicieni importanți, de obicei, pe plan intern și care sunt folosiți mai degrabă ca vector de imagine. Cei care sunt trimiși până acum sau care au fost trimiși în general în Parlamentul European până acum, chiar dacă s-au remarcat unii pe anumite domenii, nu au avut neapărat nu au fost neapărat politicieni de prim plan în România și pe plan intern, și asta este peste tot. Deci, practic, alegerile europarlamentare în ultimii 10 ani am avut practic. De fapt, va fi al patrulea rând de alegeri europarlamentare, pentru că am avut pentru o scurtă perioadă de timp și observatori. Pentru România. Da, în cadrul României, deși este o instituție din 1979, deci are o vechime. Ceea ce vreau să zic este că discuția despre Parlamentul European și despre rolul lui se transformă de fapt o discuție despre politica internă. Cele două sunt conectate. Fiecare partid din România, cu mici excepții, este deja într-un partid politic european. Sunt teme europene. Migrația, cazul migrației, de exemplu. Probabil acum, cu ceea ce se întâmplă în Franța, s-ar putea să genereze o mișcare europeană. Ce e de făcut pentru a apropia mai mult instituțiile europene de români? Foarte pe scurt, vă rog, fiindcă suntem deja la finele emisiunii. Din punctul meu de vedere, este mai important și este important ca cei care sunt aleși să meargă mai mult între cetățenii și să explice ce fac. Pentru că sunt lucruri importante care sunt făcute de Parlamentul European. În primul rând, pe partea de... este colegislator. Asta înseamnă că persoanele pe care le votăm să ne reprezinte în Parlamentul European au un cuvânt de spus în legislația care se aprobă la nivel european. Comisia Europeană propune un proiect de lege și guvernele statelor membre reunite în Consiliu și Parlamentul European decide, deci negociază împreună cum va arăta acel proiect de lege, care, de exemplu, în cazul regulamentelor și directivelor, acesta practic se aplică într-o formă sau alta, inclusiv pe plan domestic. Când discutăm, de exemplu, despre agricultură, pentru că tot este de interes pentru noi agricultura și rolul pe care îl are pentru România, trebuie să știm că este o politică europeană care se stabilește la nivelul Uniunii Europene. Dar, na, vedem că candidații pentru europarlamentare de cele mai multe ori nu sunt cei pe care i-am vedea în a veni cu schimbări majore la nivelul Uniunii Europene. Cred că mai avem mult de învățat încă la nivel de Uniunea Europeană și ideea de funcționare a instituțiilor europene e puțin cam departe de români. De acord, dar suntem la început. Mă rog, după un deceniu. Dar încă suntem la început în privința relației pe care o avem cu Uniunea Europeană. Și dacă nu ne apropiem de Uniunea Europeană, riscăm să ratăm o serie de oportunități. Și nu numai de fonduri europene, pentru că sunt foarte multe mecanisme prin care aleșii în Parlamentul European pot avea un rol important de a influența ceea ce se întâmplă în Europa. Domnule Pitaru, propun ca despre oportunitățile pe care le avem ca și membri ai Uniunii Europene, fiindcă avem aceleași drepturi egale cu marile state din Uniunea Europeană, vom vorbi într-o altă emisiune, fiindcă din păcate deja ne obligă timpul și am sărit peste timpul alocat emisiei noastre. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență și sper să vă permite timpul să reveniți în platoul București TV pentru a aduce mai aproape de români, inclusiv instituțiile europene. Mulțumesc pentru invitație, o seară bună! Doamnelor, domnilor, vă reamintesc că în această seară ne-am aflat în discuție cu domnul analist politic Mădălin Blidaru. Eu sunt Alexandru Tare și vă las în compania București TV. Nu înainte de a vă reaminti că ne întâlnim joi de la 20:30 aici în același platou. Iar până atunci, nu uitați, într-adevăr, suntem membri cu drepturi egale ai Uniunii Europene și putem influența soarta întregii Uniuni. Nu uitați să mergeți la vot de fiecare dată când aveți ocazia. La revedere!